Ne-am întâlnit în urmă cu mulți ani înainte chiar de a se constitui grupul Prolog. Și avea răbdare și am zis la prima întâlnire sau la primele întâlniri că, mă rog, asculta și, mă rog, avea această răbdare și curiozitate a felului în care suntem noi. Pe urmă, în timp, făcea așa pași cu noi. Ne hotărâsem să, la un moment dat, am mers împreună într-o tabără de pictură, sau nu știu cum să-i spun, într-un loc unde am lucrat împreună, am făcut peisaj. Eram împreună cu, am și spus aici la începutul simpozionului, eram împreună cu Paul Gherasim, cu Constantin Flondor, cu Mihai Sârbulescu, cu Cristian Paraschiv, era și Ionica Grigorescu, Horea Bernea, eram într-o vie și atunci ne-am gândit să constituim grupul Prolog. Sigur că el era cel mai în vârstă dintre noi. Era cam o diferență de 10 ani. În felul următor, între Paul Gherasim și Constantin Flondor era o diferență de 10 ani, între mine și Flondor era o diferență de 10 ani. Formă așa între mine și Sârbulescu, chiar tot așa o diferență de 10 ani, 11 ani, iar între mine și Sârbulescu era Cristian Paraschiv, nu știu unde, pe un interval din anii aceștia. Și cam din ăștia am constituit noi grupul Prolog. De pildă, la numirea grupului, Paul a fost cel care a dat numele grupului Prolog și au fost unele discuții în legătură cu numele care s-a dat. Se gândea că dând numele Prolog te poate duce cu gândul la un spectacol unde începe cu prologul, până cuprinsul, epilogul și, mă rog, avea cu totul altă semnificație. Prolog era legat de logos. Chiar la un moment dat Paul se gândea să spunem prologos, dar până la urmă a rămas la cuvântul prolog și era, în situația asta era ferm în a se păstra acest cuvânt și în felul acesta am început și era chiar un început. Am pornit într-o primăvară anului 1985, în perioada în care înfloresc merii, am mers într-o livadă la Tescani, unde atunci se putea intra în aceste livezi. Ele între timp au devenit proprietatea cuiva și cred că e mai greu de intrat acolo. Și am lucrat împreună și am pornit cu gândul împreună ca noi, cu toate cele pe care le-am învățat, să le uităm. Fiecare venea cu diverse cunoștințe și diverse preocupări în atelier și eram ca niște
învățăcei, începând cu Paul și, mă rog, continuând cu ceilalți pe care am pomenit. Și am lucrat împreună și am deschis în toamna, adică aproape de Crăciun, în 85, am deschis expoziția Flori de Măr, fiind aproape de Crăciun, să-și potrivea, cum a zis, florile de albe, flori de măr. I-a ținut decembrie-ianuarie 86, decembrie 85, ianuarie 86. Paul Gherasim avea lucruri pe care le susținea și avea momente de fermitate în lucrurile pe care le susținea și în felul în care le susținea, noi le primeam foarte bine, pentru că avea argumente în folosul lucrului pe care îl făceam. Avea o experiență din care am învățat un timp, o experiență socotind că au făcut multe expoziții. El, înainte de a fi noi împreună, a făcut niște expoziții la Timișoara, studiul 1 și studiul 2. Pe urmă, peste timp, s-a scos un album mai încoace în care s-au folosit lucrări ale grupului Prolog și care s-a numit Studiul 3. Cum am zis, am început cu Flori de Măr, am deschis expoziția, nu am trecut numele autorilor, iar cei care au venit să vadă lucrările spuneau că, uite, asta e lucrare, asta la altă e lucrare și nu se nimerea așa. Arătam ca niște studenți la facultate, sau ca niște elevi, care și-au făcut studiile de clasă, tema de clasă și știu că cu experiența asta m-am întâlnit pe urmă lucrând în învățământ și mi se spuneau că studenții seamănă între ei. Semănam și noi între noi și era ceva, probabil că la prima vedere era ceva mai greu de descifrat. Și pe urmă, în timp, știu că le spuneam profesorilor că lucrând împreună studenții, eu fac diferența între ei și că diferența este după asemănare, așa spuneam, după asemănare se vede diferența. Sigur, i-a deschis atunci în oraș, într-o galerie a Uniunii, într-o galerie în care am deschis de mai multe ori expoziții, chiar ultima pe care am avut-o în această galerie, am avut-o în 90, mă rog, așa ca poveste, expoziția a fost chiar în momentul în care a fost Ineriada. Eram cu expoziția în sală, în momentul în care s-au petrecut lucrurile acolo.
Urmă în timp am avut expoziții și în alte părți. Dar ăsta era singurul loc în care am deschis în perioada asta din 85 până, cum a spus, în 90. A fost un început, o lucrare împreună. Învățam împreună, ascultam împreună. Sigur, era experiența lui Paul, dar pe de-o parte era și fiecare dintre noi cu o experiență pe care o aveam în timp. Sigur că am pornit cu gândul de a uita lucrurile pe care le-am învățat, dar uitarea asta era pentru ca să ne apropie pe noi, să fim mai apropiați. Și acest exercițiu l-am făcut în timp, în ani. Ne simțeam foarte bine între noi. Ne dădeam încredere. Chiar abia așteptam să avem aceste întâlniri. Eu cel puțin așteptam cu bucurie aceste întâlniri. Flondor trăia la Timișoara, eu cu Mihai Sârbulescu la București ne vedeam mai des împreună în atelier la Sârbulescu sau la Paul sau la mine. Știu că Paul la un moment dat ne spunea că să nu mai spunem Gerasim, să-i spunem Paul. Îi spuneam domnul Paul. Au fost momente în care, mă rog, au fost și, mă rog, anumite diferențe, așa, de pildă. Paul era pe de-o parte avea această tendință de a se retrage, de a nu ieși așa cu lucrurile în față. Căuta lucrurile mai mai puțin în față, să zic așa. Știu că a fost chiar o greutate când am deschis expoziția cu florile de măr. Mi se părea că prea devreme ieșim cu asemenea expoziție și că, mă rog, cum ar putea fi privită. Așa mi se părea mie că, așa am înțeles eu atunci și și acum. Și cum eram, mă rog, tineri, noi am zis că s-o deschidem în fond. Și din anul acela, cam în fiecare an, în preajma Crăciunului deschideam expoziție. S-a mai întâmplat să, dacă nu o deschideam întotdeauna de Crăciun, dar general cam în preajma Crăciunului am mai deschis-o și în primăvara, în perioada Paștelui. Chiar și acum să vedem, s-ar pune problema să vedem dacă de Crăciun deschidem expoziție pentru loc. Ascultam de Paul, dar sigur și Paul ținea cont de noi așa.
Era un sentiment de prietenie, de... Eram ca niște frați. Un sentiment de încredere. Și... aveam de învățat unul de la celălalt, unii de la ceilalți. Credința ne-a ținut la un loc, dragostea de meserie. Dragostea dintre noi. Încrederea pe care o avem în continuare. Gândiți-vă că am deschis în 85, iar în 2015 am deschis expoziția 30 de ani de la constituirea grupului Prolog. Iar acum un an de altfel, de expoziția care s-a deschis acum aici este la un an de la plecarea lui Paul. Sigur, resimțim plecarea lui. Mergem mai departe acum cât câte zile o mai avea și noi. Fiindcă aici s-a spus despre tatăl și fiul, noi, să spun așa, am fost ca frați, Paul ca un frate mai mare și, cum am zis la început, cu o diferență de 10 ani, așa, între noi și... Tatăl nostru, deasupra noastră.